după război, așa arată Vama Albița din Vaslui, poartă principală de intrare în Uniunea Europeană pe granița de sud-est a țării noastre. Drumurile Vămii, care sunt administrate de fisc, sunt pline de cratere. Totul spre disperarea celor aproximativ 2000 de șoferi care trec zilnic prin punctul Vamal. Mă ding la iad, nu la Europa. Te duci pe așa. Drumul este jan la intrare, în comparație cu cel de la Moldova, care intri cam pacul. Aici, drum mașina. Spare. Da. Așa arată drumul pe care trec zilnic 1200 de mașini mici, 500 de tiruri și peste 10.000 de oameni. Sunt 21 de ani de când drumul dintre Moldova spre România n-a văzut niciun muncitor care să-i astupe gropile. Cum e drumul? E rău. De când e așa? De multe ori. Nu se face nimic. Țara e bine. Aici. Rău. Cauciucurile. Te uiți ca lumea, sunt fermate. Este foarte rău, strică mașinile, noi îi plătim. Șoseaua este în administrarea ANAF și zilele trecute chiar prefecții județelor Vaslui și Iași au trecut pe aici pentru a găsi soluții. Ori prin hotărâri de guvern să treacă de la ANAF în administrarea drumurilor naționale, să există cadrul legal. Sau a doua variantă, ANAF-ul să-și facă propria investiție. Dar speranța este tot la guvern. Vom crea un memoriu comun, atât al INSEE prefectului Vaslui, cât și al INSEE prefectului județului Iași. Memoriul care va fi prezentat Guvernului României, am convingerea că va fi susținut și va fi rezolvat această problemă. Rămâne de văzut și când se va rezolva acest lucru. Pentru reabilitarea intrării în țară ar fi nevoie de cel puțin 10 milioane de lei.